Ultima ședință a Consiliului Județean Hunedoara de săptămâna trecută a adus vești bune pentru oamenii din Valea Jiului în ceea ce privește transportul public în comun. Astfel, începând din această lună, transportul public în comun de la Petrila a reintrat în normalitate. Am adoptat o hotărâre prin care am atribuit acest traseu către singurul ofertant pentru cele 6 trasee care privesc Petrila, astfel încât, începând de astăzi, putem spune că lucrurile au reintrat în normalitate. Avem un operator de transport local ce se ocupă de toate cele 6 trasee și cei care doresc să facă naveta sau să se plimbe între Petroșani și Petrila o pot face în condiții normale. În ceea ce îl privește pe operatorul care a scos toate microbuzele de pe traseu, nemulțumit de concurența pe care o fac taximetriștii, a avut de plătit o amendă de 10.000 de lei pentru fiecare zi în care nu a asigurat transportul public în comun, conform contractului.